față, s-a îndreptat o fie de redecură la dumneavoastră. Și a strigat un sfânt așa, lucrarea în care Domnul vă chema ca să lucrați pentru această cetate. M-a arătat Domnul o râvnă și un zel puternic ca Domnul să coboare cu mântuire. Domnul zice așa, lucrarea aceasta nu este pusă de mâna omului în dreptul dumneavoastră, ci este săpată adânc de mâna Domnului înăuntru inimii. Domnul zice așa, pentru că dorința inimii dumneavoastră este ca dumneavoastră să vedeți suflete mântuite. Face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa, aveți o dorință puternică înăuntru inimii pentru trei suflete care vi s-au apropiate, ca Domnul să schimbe și acele ființe. Domnul zice așa, fiți o lumină pentru ei, pentru că scurt este timpul când Domnul va intra în cercetare și veți vedea partea Domnului. Totodată face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa. Și în dreptul dumneavoastră Domnul a făcut lucrări mărețe. Și face Domnul de cunoscut că solul morții a fost aproape de dumneavoastră. Dar Domnul nu a dorit să intrați în țărâna pământului. Și Domnul a scris viață în dreptul dumneavoastră, pentru că planul Domnului de lucrare este mare. De aceea, într-o vreme ca aceasta, luptele care se pun la nivelul minții, pentru că m-a arătat Domnul o încercare, numai cât a trecut peste acea încercare, și strigă Duhul Sfânt așa, ați rămas unele urmări dinăuntru inimii, unele frământări, unele întrebări în face Domnul de cunoscut și este o rană care este la înfrii. Domnul aceasta se vrea să coboare și să vindece rana inimii, ca să puteți să primiți eliberare și pace din mâna Domnului. Și Domnul să vedea această biblioteță.